pregătesc intens. Pentru gala trecută m-am pregătit foarte puțin. Pentru această gală mă voi pregăti 4 luni de zile. Voi da tot ce este mai bun să-mi pun adversarul jos din prima repriză. Fakiru, antrenează-te din greu să rezici măcar o repriză, pentru că vreau să fac un meci la fel de frumos cum am făcut și cu Yasmin. Nu să-ți dau somn din primul punct sau să bați, să fugi pe acolo de mine. Antrenează-te! A fost o experiență unică, de asta vreau să o și repet, pentru că a fost o experiență foarte plăcută. A fost un meci foarte greu, s-a și văzut chestia asta acolo în cușcă. Am avut un adversar pe măsură, s-a ținut bine. Psihicul contează cel mai mult. Dacă tu gândești că poți, vei putea 101% să dai tot ce este mai bun. Dacă tu te gândești că nu poți, renunți, nici măcar nu încerci. Bătaia pentru mine, pot să zic doar că mereu mi-am bătut dușmanii ilegal, dar acum a venit momentul să-mi bat dușmanii legal. Eu cred că Fakiru va pierde în prima repriză. Ori îi dau knockout, ori bate, renunță. Mă bazez pe mine, pe brațe, pe picioare, la sol și voi da tot ce este mai bun din mine. Avantajul meu este că sunt foarte tânăr, mult mai tânăr decât el. El deja este un moș care ar trebui să stea acasă să-și crească nepoți, nu se bată în gale. Motivația mea este să ajung cât mai departe pentru că merit acest lucru. Am trecut prin foarte multe greutăți, o satisfacție de mândrie. Când merg pe stradă, merg cu capul pe sus. În trecut am fost foarte criticat, mergeam numai cu capul plecat. Iar acum a sosit rândul meu să merg cu capul pe sus și să se uite alții cu invidie la mine. Ați văzut, fraților, la primul meci, a fost un meci spectaculos. Vreau să-mi fiți alături mult mai mulți de data aceasta, pentru că vă promit că și meciul ăsta va fi câștigat de mine.